este rugat să-l aducă la biroul de informații. Atențiune, atențiune! S-a pierdut un copilaș. Cine l-a găsit este rugat să-l aducă la biroul de informații. Al patrulea anunț și nu s-a prezentat încă nimeni. Ce ne facem? Să mai întrebăm din om în om. Atențiune, atențiune! S-a pierdut un copilaș. Cine l-a găsit este rugat să-l aducă la biroul de informații. Atențiune, atențiune! S-a pierdut un copilaș. Cine l-a găsit este rugat să-l aducă la biroul de informații. Nu mai pot. Mi s-au umflat picioarele cât niște pâini intermediare. Oi, nu. Cum o să ne ducem fără el acasă? Ce o să spună bunica? Ce o să spună sărmana lui bunic dacă ne ducem fără el acasă? Dar nu mai pot. De 24 de ore sunt pe drumuri. De parcă aș căuta comoara lui Dromichete. Vai, dar cum poți să spui de copilul tău că nu e comoară? Uite! Ce? Un tovarăș milițian. Să-l întrebăm, poate știe el ceva. Tovarăș milițian, te rog să fii atât de amabil să ne ajuți să rezolvăm o problemă familială reală. Da, despre ce este vorba? E vorba de o dramă. Avem și noi un copilaș, adică dumnealor au, că eu sunt mătușa și ne-a fugit de acasă. De mult? De o săptămână și-l căutăm ca turbații, că e unic. Numai pe el l-avem, bititelul. La salvare l-ați căutat? De acolo venim, dar nu era decât un tânăr și minunat conducător auto care rupsese un stâlp pe telegraf ca pe o grisină. Da. Dar la, mă scuzați, miliție l-ați căutat? Vai, dar e mai cumită decât o fetiță. Auzi, am fost, nu e. La prieten l-ați căutat? Nu, că e un însinguratic. Alte vicii n-are? Vai, dar posedă un fond sufletesc așa de bun și solid că mi-a și spus mititelul, mamă, nu știu ce-o fi, că nu se lipește niciun viciu de mine, parcă aș fi ciumat. Atunci n-avem ce face, trebuie să-i trecem numele și o să încercăm să-l găsim. Da, numele. Johnny. Îl cheamă Gheorghe, dar noi îl mângâiem Johnny. Cu Y și unul normal. Johnny Pițurcă. Gheorghe Pițurcă. Da, semnalmente? N-are. Păi l-am îngrijit cu atenție, că e singur nostru copilaș. Vai, ce-o fi în sufletul bunicii? Care și-o bunică minunată, care îl iubește numai o bunică minunată și cu tensiune știe să iubească. Lăsați să nu vă mai frământați așa. S-ar putea să se întoarcă singur, au mai fost cazuri. Da. Duceți-vă acasă. Acasă? Și ce spunem bunicii? Da, mergem acasă, că nu mai pot. Sunt o ruină. Poți să fii și catacombă. Eu nu mă întorc acasă până nu-mi găsesc copilașul. Aici și el poate e acasă și ne așteaptă plângând. Și mi-e o sete. Bubiță! La bar? E de zi! Uite-l! Ce? Copilașul meu! I-am văzut profilul lui drag și scump! În sfârșit! Copilaș, aici erai? Iubitule și neastâmpăratule, dacă ai ști cum te-am căutat. Măcar să ne fi dat un telefon, ce naiba? Vorbește, scumpule. Ești bolnavior? Te simți bine? E sănătos, stun. N-aveți nicio grijă. Mănâncă, bea, fumează și doarme. Hai acasă, scumpule. Te așteaptă bunicuța ta iubită, care nu mai poate de dorul tău și a crescut tensiunea cu 2 grade.
Reîntoarce-te, domnule, în sânul familiei! Luați-l, că e păcat de el să se chinuiască aici. Băiat tânăr și să putrezească prin localuri. Ce meserie are? Meserie? Vreau să zic, ce profesie are? Încă nu s-a hotărât, scumpul de el, că e așa de exigent. Aș spune una, mâine alta. Poate să fi decis între timp. T-ai decis? Liniște, liniște, vrea să vorbească. Vorbește, scumpule, vorbește. Nu, nu m-am decis încă. Să-l lăsăm să se mai gândească, să nu-l presăm. Ce vârstă are? Păi, e un copil, abia am plinit 23 de ani, șormititelu. Ce ai vrea să te faci tu în viață, scumpișorule? Să stau aici. Aici? Aici, la masa asta. V-am spus eu că nu s-a mișcat de acolo de 7 zile? Îi place masa aia nemaipomenit. Scumpițule, hai acasă, mamă. Nu vreau. Hai acasă, Johnny, că te așteaptă bunicuța. Lăsați-mă pe mine să-l iau eu tare. Dacă nu vii acasă și nu te apuci imediat de muncă, mă enervez! I-am zis bine? Perfect! Dacă nu vrea, luați-l cu forța. Johnny, iartă-mă, n-am ce să fac, trebuie să folosesc forța fizică. Hai! Hai! Arut! Unește-te! Saltă! Parcă-i bătut în cuie! Hai mă, odată, înțelege! Dați-mi și voi o mână de ajutor! Hai! Olă! Haide! Dă-și dumneata o mână de ajutor, că ești bărbat! Ce naiba! Fraților, stați un pic, că se complică situația. Se complică rău de tot. Băiatul ăsta a prins rădăcini aici. Vai de mine! Nici eu n-am văzut până acum, dar uite că a prins rădăcini. Acum nu mai avem încotro. Trebuie să-l smulgem. Mă, n-o să nu-l doare, nici îl doare, nu-l doare, îl smulgem, gata. Și să-i tăiem rădăcinile. Nu e bine, nu e bine să-i le tăiem. Să-l luăm cu grijă ca să-i rămână. De ce? Păi uite de ce. Îl luați așa cu rădăcini cu tot și îl plantați în altă parte. Într-un loc mai bun, mai sănătos. De pildă, undeva într-un pământ roditor. Are dreptate. Da. Îl smulgem cu rădăcini cu tot și îl plantăm undeva. Hai să-l smulgem! Hai să-l smulgem odată! Hai, cine de ce? Grozavă, prinsese!